bine tuturor fraților, aici este burgerul vostru preferat și am revenit pe seria voastră preferată, cred eu, pe Eratopia, fraților, pentru că știți cu toții, v-ați nebunit în comentarii, pune Eratopia. Și de când m-am întors în vacanță, am postat un clip de Eratopia, ați văzut că am văzut ce s-a schimbat pe aici, s-au schimbat foarte, foarte multe chestii, iar astăzi avem în continuare foarte multă treabă pe Eratopia. Vreau să vă multe like-uri dacă vreți să mai apară seria aceasta și astăzi vreau în primul rând să schimbăm casa asta din spate de aici și... Mă, stai, ce... Deci un semn aici. Și înainte să trecem la clip, voiam să vă spun foarte repede și de sponsorul clipului de astăzi, fraților, adică Carrefour, care va pregăti niște chestii foarte, foarte mișto cu Minecraft. Ideea este foarte simplă. De fiecare dată când o să cheltuiți oricare dintre sumele de pe ecran într-un magazin Carrefour, o să primiți un pliculeț cu un sticker Minecraft. Și acum haideți să vedem și ce am primit, dacă tot așa. Ia vedeți, fraților, aici. Bă, ia uite porcul ăsta cât de tare arată. Pe lângă chestia asta, dacă vreți să primiți și mai multe pliculețe, puteți cumpăra anumite produse care sunt semnalizate la raft și vă dau mai multe pliculețe. Și apropo, găsiți și foarte multe chestii șmechere cu Minecraft, cum ar fi plușurile astea din spatele meu. Adică uitați-vă și voi cât de drăguț este creeperul ăsta. Adică, bune acum. Și apropo, dacă aduceți 5 pliculețe desfăcute sau 5 puncte în aplicație Carrefour, aveți și 50% reducere pentru produsele cu Minecraft. Cu plăcere! Cetățeanul Burger este rugat să vină urgent la castel. Ok, aparent mergem la castel. What? Nici n-am văzut semnul ăsta de aici. Deci sunt rugat să vină urgent. Mă, oare ce s-a întâmplat? Deci sunt rugat să vină urgență la castel. Poate a revenit Nocivanul, bă, frate, să vorbesc cu el, că n-am apucat să vorbesc cu Nocivanul de o lună de zile și s-au schimbat prea multe chestii și chiar vreau să-l cert, frate, pentru că efectiv mi-a promis că o să-mi dea și mie o poziție înaltă și după a făcut alți doi împărați, adică l-a făcut pe Dani și pe împăratul Costin, ceva de genul, și pe mine nu m-a mai făcut niciun împărat, nimic, adică nu mi-a mai păstrat și mie un loc, dar poate cine știe, poate mă cheamă de urgență să mă facă și pe mine împărat, să-mi dea pe vreunul afară sau habar nu am. Oricum, astăzi voiam să schimb un pic casa asta, că e cam urâtă, fraților. Știți că v-am spus și în ultimul clip că nu prea îmi place casa asta și vreau să fac multe modificări la ea și să o fac și șmecheră rău de tot. Dar înainte de chestia asta, hai să mergem să vedem care este faza la castel. Adică probabil vrea să vorbească Nocivanul cu mine. Da, oricum am foarte multe întrebări, să-mi povestească și el mai exact ce s-a întâmplat cu regatul animalelor, cu toate chestiile astea, să-mi spună și mie cine a mai venit între timp, că eu nici măcar nu știu cine a mai intrat în Eratopia de cât timp n-am mai fost eu pe aici. Doar știu că am vorbit cu gorila aia și cu băiatul ăla data trecută și mi-au mai zis ei așa, dar nu mi-au zis exact ce s-a mai întâmplat. Așa că haideți să mergem la împărăție să vedem ce se întâmplă și poate ne lămurește Nocivanul cu toate detaliile, cu tot ce s-a întâmplat, cine a mai intrat, pe cine a mai dat afară, cine știe, poate a mai dat lumea afară, adică habar n-am, dar în continuare, uite, văd că nu e foarte multă lume prin oraș astăzi. Ok. Ia vedeți castelul Eratopia, fraților, ia. Și unde ar trebui Nocivan? Ești pe... Ia, uitați-vă. Ia uite-l, mă, pe Dani, ești nebun, nu e niciun Nocivan aici. Ce zici, bă, Dani? De ce țipe așa rău? De ce țipe așa tare? Păi eu credeam că e Nocivanul de mi-a lăsat semnul ăla să vină aici. Unde e Nocivanul? Ah, care Nocivanul? Vorbești cu domnul împărat. Ai grijă cum vorbești. Domnul... A, s-a... Bă, du-te, mă, de aici, bă, Dani. Ia uite cum îi stă, bă, cu coroană pe cap, ești nebun. Da, n-am mai văzut așa ceva. Bravo, mă, Dani, ai ajuns aici. Ai ajuns să fii împărat, am auzit. Da. Bă, bravo ție, Dani, foarte, foarte șmecher. Voiam să te întreb o chestie. Cum a mai rămas cu mafia noastră, cu prietenia noastră, știi, cu chestiile astea? Că n-am mai dat de tine de când m-am întors, te-am căutat și nu te-am mai văzut pe nicăieri. Cred că ai stat pe aici, pe la împărăție, nu știu ce ai făcut cu tine, dar sper că nu m-ai uitat așa, că noi am fost prieteni mafia destul de buni. Care mafie? Nu știu pe ce vorbești. Ce? Hai, mă, lasă vrăjeala. Bine, nu vrei tu să zici acum, dar sper că nu m-ai uitat noastră, așa. Noi prieteni, mă, ce se întâmplă? Da, mă, nu suntem prieteni. No, stai liniștit că n-am avut baza aia secretă, care aparent oricum a fost vandalizată pentru motiv sau altul, adică nu știu dacă ai observat, dar mă rog, nu mai contează, las-o încolo, dă-o încolo de treabă. Eu n-am fost acolo, eu nu știu despre ce vorbești, Luca. Hai, mă, lasă vrăjeala, Dani, te rog eu, mă, las astea, doar voiam să știu că mă ții și pe mine minte acolo, că totuși te-am ajutat destul de mult și eu și acum că ești împărat, poate vrei să mă mai ajuți și tu așa cu anumite chestii, adică nu știu cum ai ajuns tu împărat și cine e celălalt împărat și cum nu mi-a păstrat și mie un loc, adică eu cream că Nocivanul mă cheamă acum și sunt și eu pe aici cu voi, cu astea, că nu eram așa. O să fii peste noi, gen. Tu. Peste, să fiu... Ce? Fii atent, am o întrebare. Vreau să-ți adresez o întrebare. Ai fost la tine acasă recent? Vin de la mine de acasă.
De ce? Bun, și mai bine dacă vii de la tine de acasă. N-ai găsit cumva pe undeva un semn lăsat de nociv? Păi am găsit un semn să vin de urgență, că de-aia am crezut că îl găsesc pe nocivanul, că și eu am zis că nocivanul mi-a lăsat semnul ăla. Vreau să îți citesc din cartea asta și să-ți spun ce mi-a lăsat nociv. I-a lăsat să fac nociv în privința ta. A, deci tu nu ești împărat, ești așa servitorul nocivanul, cum ar veni. A, știam eu, mă, Dani, că n-ai ajuns tu împărat. Vreau să-ți spun ce scrie aici, vreau să mă asculți. Atât. Ok, hai. Ești pregătit? Sunt foarte pregătit, ce zice nocivanul. Ok, împărăția Aratopia. Subsemnatul nociv, împărat al Aratopiei, doresc ca cetățeanul Lucaluc să rămână fără casă și implicit fără plot în urma inactivității sale. Plotul va trece sub controlul împărăției. Ai 24 de ore să părăzești locuința. Semnat împăratul nocivan. Da, mă, Dani, am auzit de tine, ești amuzant, rău. Ha, 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 hai, lasă vrăjeala. Zi, pe bune, care este faza, mă, Dani? Lasă vrăjeala. Gen, pe bune, serios, ce se întâmplă aici? Nu, care pe bune, serios, pe bune, serios, pe bune, trebuie să pleci din Aratopia. De ce trebuie? Pe bune, serios, adică afară, trebuie să... Cum adică sunt dat afară? Că ce? Pe motiv că ce? Adică pe motiv că te iau pe sus. Stai un pic. Vreau să discutăm un pic. Stop. Deci vreau stai un pic. Deci, Dani, să ne înțelegem un pic. Noi doi, gen, eu te-am invitat pe mine în mafia mea când tu nu erai cu nimeni, nu știai de partea cui să fii, bă, da? Dar erai cu nocivan. Ce mafie vorbești? Cum adică nu înțelegi, mă, aveam dita, mai am vandalizat casa fostului împărat împreună și toate chestiile astea. Bă, tu ce, bă? Dă nu mai știi. Păi nu mi-aduc aminte. Eu nu mi-aduc aminte. Ok, vreau și eu să văd cartea aia de mi-ai citit-o mai devreme, te rog. Deci, ok. Deci asta este semnată de nocivanul, zici tu, ok. Deci am o întrebare, stai așa. Deci dacă asta este făcută de nociv, unde e nociv? De ce nu-mi zice nociv? De ce nu vorbește nociv? A? Pentru toate că nociv nu astea. E aici. Împărăția Aratopia, subsemnatul nocivanul împărat al Aratopiei, doresc ca cetățeanul Lucaluc să rămână fără casă și fără plot. Hai, păi, mă, las-o încolo, da, de drag. Vreau să vorbesc, ok, Devin, să... du-mă la nociv, du-mă la împăratul șef suprem. Da, cum să te duc la nociv, că e în vacanță, gen, cum vrei să te duc la nociv? Mi-a zis că o să mai vină pe aici prin Aratopia, cât timp e în vacanță, dar așa o să ne supravegheze doar. Aha, și cine e împăratul șef cât te lipsește? Lasă-mă să ghicesc tu. Eu sunt împăratul șef. Ena! Lasă-o, bă, încolo de treabă. Și voi îmi luați casa pe motiv că ce? Deci el dorește, bă, ca cetățeanul să rămână fără casă. Nu te-a mai văzut nimeni. Ok, da. Și? Pentru că, dacă ți-aduci aminte, casa pe care ai primit-o tu a fost dăruită de către fost împărat Sinner. Așa, deci, și practic, a mea. Ai primit-o din partea Aratopiei. Păi și cum? Era pe numele meu. Nu contează cine mi-a făcut cadou. Tu dacă îmi faci nu, un cadou, poți să-mi iei peste un an. Era trecută sub numele Aratopiei, fiind făcută de... împăratul de la ok, de lasă-mă să înțeleg, ok. Deci tu, în secunda de față, te prefaci că tu n-ai nicio treabă cu mine, că tu nu mă cunoști, nu eram prieteni, nu mă prefac, nu te cunosc, știu că ești Luca, atât, dar n-avem nicio mafie împreună, nu știu despre ce. Da, ok. Și acum spui că eu nu mai am casă dintr-o dată și trebuie să dau plotul înapoi la Aratopia, nu? Și eu unde ar trebui să stau? Ca idee. Ești obligat să-l dai, ai 24 de ore la dispoziție. Dacă nu, ce? Lași casa goală. Altfel, te dăm noi afară oricum. De pe plot. Am înțeles. Și unde ar trebui să stau? Adică primești și eu măcar, păi, un plot să atent. Fac o altă casă sau da, care, uite, care faza? Te duc eu acum. Fii atent. Ok, te rog, lasă vrăjeala și zim serios, Dani, ok? Zim serios. Unde? Serios. Ok, bine, eliberez plotul. Unde pot să stau și eu de acum încolo? Unde mă duci? Ce tot faci? Că nu e nimic în partea asta. Lasă-mă jos, ok? Aratopia s-a extins și tu de acum încolo poți să stai unde vrei tu de aici încolo cât vezi cu ochii. Am înțeles, ok. Ok, Dani, bine. Da. Mulțumesc foarte mult. O zi bună. Te-am lămurit, bă, dă-mi cartea înapoi. Nu vreau, e cartea mea. Dă-mi cartea înapoi că trebuie să-i dau un nociv, dă-mi cartea înapoi. Te ba la... Luca, te ba la pușcărie. Luca, te ba la pușcărie. E cartea mea... Luca, dă cartea înapoi. Bă, frate, ce e chestia asta? Du-te, bă, cu cartea ta de aici. Bro, deci nu, eu vreau să vorbesc cu nocivanul. Nici măcar nu mă interesează. Nici măcar nu mă interesează. Du-te, mă, de aici. Uite, s-a pornit și ploaia. Bă, fraților, voi ați auzit? Ce a fost chestia asta? Deci nu, eu vreau să inspectez cartea asta. Să vă mă duc înapoi la mine acasă. Nici nu mă interesează, ești nebun, nu plec nicăieri. Ce e asta? Adică mă dau afară că ce?
Doamne. Deci, fraților, stați așa să înțeleg și eu un pic ce s-a întâmplat aici. Pentru că am fost plecat și nu am putut și eu să mă joc aici, să fiu aici, să ajut orașul, practic. Ei mă dau afară. Dar când nu este nimeni altcineva în oraș, că în ultimele zile am fost numai eu, da? Deci, efectiv, de ce nu primește altcineva chestia asta? Bă, e ceva personal aici, adică asta, fraților, ăsta este un motiv inventat 100%, mie nu vine să cred. Deci, subsemnatul Nocivanu, împărat al Ratopii, doresc ca cetățeanul Luca Lux să rămână fără casă și fără plot în urma inactivității sale. Plotul va trece sub controlul împărăției. Ai 24 de ore să părăsești locuința semnată împăratul. Deci nu vine să cred. Deci chestia asta chiar e pe bune. Gen fix asta scrie. Uitați-vă și voi. Deci apare Nocivanu. Nici măcar nu vrea. Deci după ce l-am ajutat. Deci țineți minte că eu l-am ajutat pe Nocivanu. Să-l dăm jos pe împăratul vechi. Să toate chestiile astea. Nici măcar nu vrea să vorbească cu mine și își trimite împărăției mai mici, care și Dani e un trădător. Ați văzut ce de Dani nici nu mai zic, că l-am luat în mafie și și după l-am ajutat cu atâtea chestii mereu și am făcut acolo frumos să stea în baza mafiei când are nevoie și toate nebuniile astea. Acum el nu mă cunoaște și bă, nu pot să cred așa ceva. Și acum să dau plotul. Și eu nu mai am unde să... Ok, știi ceva? Ok, eu sunt sătul de Ratopia, fraților. Și o să facem așa, o să-mi iau toate chestiile de le... Oricum nu am foarte multe chestii, chiar nu am foarte multe chestii. Backpack-ul ăsta e gol. O să mă duc să văd dacă mai am pe la mafie, nu știu dacă mi-am lăsat vreo chestie ceva pe acolo. O să-mi iau toate chestiile și o să mă mut cu totul și o să-mi fac împărăția mea. Asta o să fac. Știi ceva? Dacă tot au făcut împărăția animalelor, acum vor să mă dea pe mine afară, se gândesc că ce, o să stau pe străzi sau mă duc la regatul animalelor sau ce e chestia aia aici într-o parte, nu știi ceva? Numai, bă, eu m-am săturat. Deci prima oară împăratul Sinner, care tot așa trebuia să facem doar ce voia el și așa, și acum Nocivanu, care mă dă afară pe mine. Eu nu pot să stau cu niciun împărat în niciun oraș, așa că... Oficial, deci ok, gata, m-am decis, fraților. Oficial, începând de acum, vom avea propriul nostru regat. Exact, vom avea propriul nostru regat, o să înființez un regat separat și nu mă interesează, ok? Știu că este foarte multă muncă pentru un singur om, dar știi ceva? Oricum, nu am găsit pe nimeni de încredere în toată Ratopia asta. Și știi ce o să mai fac? O să-mi aduc eu oamenii mei în împărăția mea, asta o să fac, ok? Deci, oficial de acum încolo există doar împărăția burger pentru mine și atât, nu mă interesează de nimic. O să-mi strâng toate itemele, oricum casa asta era urâtă și voiam să o schimb, deci e vai de capul ei oricum. Mai am aici niște, nu cred că îmi trebuie toate itemele astea, dar nu știu, iau tot ce găsesc pe aici și efectiv nu mă mai interesează, ok? Să ia casa asta, să se spele cu ea pe cap, că nu mă mai interesează. Și să-mi spuneți în comentarii pe cine să aducem în noua împărăție. Nu știu dacă o să mai iau oameni, nu știu, să vorbesc cu Zeri, pentru că cu el mă mai înțelegeam, dar nu știu dacă să am încredere că probabil cât am lipsit eu, oricum s-a făcut prieten mai bun cu restul. Ok, casa asta nu mă mai interesează, de-aia e vai de capul ei, să o păstreze, să facă ce vor ei. A, nu, că mi-au și oala, e oala mea până la urmă. Gata, frate, mi-au toate chestiile de pe plot, gata. Deci fiți atenți de nu înființez eu cea mai șmecheră împărăție, ok? Deci nu mai am nimic de luat de pe aici. Ok, deci acolo e regatul animalelor, am auzit eu, uite un pat random, spar și patul ăsta, nu știu cu ei, dar sunt nervos rău de tot. Și mergem și o să încep și o să-mi fac niște pereți puternici, o să aduc oameni, o să fac toate nebuniile astea și o să vedeți că o să devin cea mai... O să devină împărăția mea cea mai puternică împărăție. Poate nu acum, adică o să dureze chestia asta până mă apuc eu și mi-aduc oameni în următorul episod. Trebuie să aducem deja oameni ca să mă ajute cu toată nebunia asta. Dar o să vedeți că într-o zi împărăția burger, deci așa se va numi, deci împărăția burger va fi cea mai puternică. Pentru că, bă, chiar m-am săturat, pe bune. Adică cu niciun împărat să nu poți să te înțelegi, pe bune. Lasă-o încolo că deja este exagerat, fraților, ce se întâmplă aici. Deci, da, eu m-am săturat de împărații ăștia și să fiu controlat de lume care este la putere. Lasă că o să fiu la putere de acum încolo. Cam așa arată camera mea, fraților. Probabil acum că mă gândesc, eu cred că oricum Dani a vandalizat ăsta. Dacă se comportă așa, cel mai probabil el a venit și mi-am lăsat aici toate chestiile inutile. Am luat tot ce am mai găsit pe aici prin bază. Deci ca idee, să știți că foarte multe iteme lipsesc. Deci aici știu că lăsase Zeri bombe și mai multe artefacte și chestii. Nu mai este absolut nimic, sunt doar
gunoaie și atât. Practic o să mai iau, uite, niște galbeni. Mai iau pe aici ce poate să fie cât de cât de folos. Uite chestiile astea. Uite chestiile astea s-ar putea să ne ajute cât de cât. Dar nu e mare chestie, fraților. Adică nu n-am găsit cine știe ce. Uite și minereurile astea cred că o să ne intereseze. Și cam asta este. Deci am luat cam tot ce era de luat de pe aici. Oricum baza asta nu o să mai fie niciodată semnat S. Da, semnat Dani BH. Cred că nu știu ce să zic, dar cred că Sinner n-a făcut asta. Bă, acum că mă gândesc, cred că mai bine era când era Sinner împărat, mai bine rămânea el împărat și gata, decât să-l fi dat afară. Dar, da, uite, chestiile astea cred că o să ne mai trebuiască la noua împărăție să le iau de peste tot și cam atâta. Și chiar sunt curios să spuneți în comentarii ce părere aveți de toate chestiile astea și de faptul că îmi fac o împărăție. Dacă credeți că este bine sau nu ceea ce fac, eu zic că este o idee bună, sincer, asta cu împărăția. Și eu cred că, ia să vedem, mai sunt iteme pe aici, normal că s-a furat absolut tot, deci nu mai găsești nimic în baza asta oricum. Și chiar sunt curios de părerea voastră, fraților, dar v-am spus, nu mă las bătut aici, nu mă las bătut până nu fac eu împărăția mea și o să controlez eu tot. Deci visul meu de acum încolo este să fac o împărăție atât de puternică încât să cuceresc pe toți și gata, să fiu rege peste toate împărățiile, să fie doar una și să fie împărăția burger. Să nu mai existe nicio ratopia, să nu mai existe nimic, că m-am săturat, sincer. Iar acum tot ce mai trebuie să fac este să găsesc un loc potrivit pentru noua mea împărăție, un loc cu foarte mult spațiu, poate puțin mai departe de ratopia, că nu vreau să fiu pe aproape de ei să vadă ce fac eu până nu am totul gata, pentru că după probabil cine știe o să mă atace sau chestii de genul, că nu mai am, oh my god, nu mai am încredere în absolut nimeni din ratopia. Deci da, cam asta este situația actuală, din păcate, fraților, aia e, nu avem ce face, asta este singura soluție, singura variantă, trebuie să fac chestia asta, aia e. Fraților, după foarte mult timp de căutări și explorat harta, oficial am găsit, cred că, cel mai bun loc pe care puteam să-l găsesc pentru noul nostru regat. Deci vă prezint oficial regatul Burger, fraților, cel mai frumos loc posibil. Uitați-vă, avem munte, avem aici Sakura, frumos, baiemul ăsta, avem natură, avem absolut tot, avem mare pe lângă sau ce e ăsta, avem apă, nu contează. Ideea este că locul ăsta este foarte, foarte bun și vreau să fac o mare împărăție, un mare regat care să vină ceva în stilul ăsta, vedeți? Deci tot ce e aici, inclusiv partea asta cu apă, pentru că e important să avem resurse peste tot, tot ce e aici, vreau să fac un mare zid și să fac o împărăție foarte mega puternică, ok? Pe aici vreau să fie intrarea, fix aici, și uitați-vă cât de frumos arată locul ăsta, mi se pare foarte unic, așa. Uite și calul ăla, mă, ce facem, mă, calul ăla? Ok, și ceva de genul pe aici să fie mijlocul regatului, nu știu, să facem tot așa ceva șmecherul de tot, o să dureze foarte mult până mă mobilizez eu să fac chestiile astea, dar nu o să fiu singur, v-am spus că o să chem lume și aștept să-mi spuneți în comentarii pe cine să chem în noul meu regat. Pentru că din ratopia nu știu dacă mai pot să am încredere în cineva și cam asta este faza. Așa că da, fraților, clipul ăsta n-a fost tocmai cum îmi plănuiam eu să fie, dar bă, știi ceva? Cred că e mai bine așa, adică cred că o să fie mult, mult mai mișto să ne facem regatul nostru. Nu știu, spuneți-mi părerea voastră în comentarii și o să ne auzim data viitoare când chiar ne apucăm de treabă, pentru că astăzi nu mai am chef de nimic. Știi ceva? Mâine o să mă pun pe treabă și o să chem și oameni noi, așa că ziceți în comentarii pe cine să chemăm. Vă pupa și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!